Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Sunt Roxana Ciuc, încep știrile la Antena 3. Astăzi este ziua în care se decide cine va fi președintele PNL, dar și premierul României, după aproape 4 luni de campanie murdară în care Ludovic Orban și Florin Câțu s-au atacat și s-au jignit, a venit momentul decisiv. Momentul votului. 5.000 de delegați vor veni astăzi la Romexpo să-și aleagă președintele. Colega mea, Xenia Croitoru, se va afla în mijlocul lor și ne va spune prima încotro va înclina balanța și cine va fi președintele liberalilor. Capitala este în scenariu roșu, așa că evenimentul Mamut va avea loc cu certificat verde. Vasile Marcu este la centrele de testare unde vor sosi delegații, iar Cristi Popovici ne va ține la curent cu atmosfera de la Congres. Sunt și proteste astăzi chiar la ușa unde se alege viitorul șef al Partidului Național Liberal. Mai multe organizații sindicale și civice cer demisia guvernului. Colegul meu, Rafael Ovarga, ni se alătură cu toate detaliile. Așadar, autocarele cu delegații PNL vin fără încetare la Romexpo. Congresul începe în mai puțin de 2 ore. Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat și el prezența la Congresul PNL. În acest moment, favorit este Florin Câțu. Mergem la colega mea, Xenia Croitoru. Aceasta ni se alătură cu toate informațiile. Bine te-am regăsit, Xenia! Bun găsit tuturor! În mai puțin de 2 ore va începe acest congres al Partidului Național Liberal, un congres în care lupta s-a dat atât pe acuzații cât și pe jigniri în ambele tabere, dar și acuzații de trădare atât în tabăra premierului cât și în tabăra lui Ludovic Orban. Este o luptă, am putea spune, pe viață și pe moarte politică, pentru că astăzi unul dintre cei doi va pierde, unul va câștiga. Rămâne de văzut cum se vor împărți până la urmă procesul. Au fost discuții legate de modul în care se va vota, dacă votul să fie cu perdeluță sau fără perdeluță. Cine are mai multe filiale de partea sa, cine are mai mulți delegați care vor vota la Congres. Spuneam că este o zi foarte importantă, o zi în care îi se va decide în primul rând soarta lui Ludovic Orban, asta pentru că Ludovic Orban spunea că dacă va pierde lupta în acest Congres, își va da demisia inclusiv din șefia Camerei Deputaților. De cealaltă parte, premierul Florin Câțu se vede deja un învingător încă din timpul campaniei politice interne pentru șefia Partidului Național Liberal și a spus în repetate rânduri că își va păstra și funcția de premier, dar își va lua desigur și funcția cu drepturi depline de șef al Partidului Național Liberal. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru după ziua de astăzi. Mai este foarte puțin timp. Lideri grei ai formațiunii politice de-a lungul ultimelor luni s-au poziționat de partea premierului Florin Câțu. L-au lăsat în urmă, l-au lăsat în umbră pe Ludovic Orban și au trecut în tabăra cealaltă. Sunt aproximativ 40 de filiale declarate în acest moment de partea premierului. De cealaltă parte, spune Ludovic Orban că are și el peste 20 de filiale, însă rămâne de văzut până la urmă ce se va întâmpla, pentru că votul pentru acea moțiune dată în teritoriu nu înseamnă că vor fi voturi astăzi și date de delegați pentru unul dintre candidați, mai mult sau mai puțin. Rămâne de văzut cum se vor împărți, important de văzut cum se va încheia ziua de astăzi și dacă la finalul zilei, până la urmă, când se va trage linie, care va fi câștigătorul. Xenia Croitoru, mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Mergem mai departe. Un lider liberal îi desfințează pe ambii candidați la șefia PNL chiar în ziua votului. Președintele PNL, Giurgiu, spune că este un congres ratat, iar timpul irosit în campanie internă ar fi putut fi folosit pentru a găsi soluții la problemele reale ale țării. Totodată, Dan Motreanu acuză faptul că în conducerea PNL au ajuns persoane care nu au reușit nici măcar să câștige votul cetățenilor. Acest congres trebuia să pună în discuție două teme mari: reforma internă și găsirea de soluții de guvernare. Este un congres ratat. Aveam nevoie să analizăm scăderea din sondajele de opinie, problemele reale de guvernare, reformele mult așteptate, creșterea prețurilor în energie și efectele acesteia, măsurile rapide pentru oameni și mediul de afaceri. Ar trebui să ne îngrijoreze reacția întârziată în gestionarea valului 4 sau promovările controversate. Liderul filialei liberale din Giurgiu, Dan Motreanu, spune că șefii partidului nu s-au mai concentrat pe problemele cu care se confruntă zilnic cetățenii, iar acest lucru îi va face pe susținătorii liberalilor să-și modifice opțiunile politice. Ceea ce nu s-a înțeles de către liderii partidului este că PNL nu-și mai permite să rămână în paradigma actuală, că lucrurile pot merge la fel, iar timpul irosit acum în campania internă pentru Congres va crea dificultăți mai mari în procesul de elaborare și comunicare de soluții pentru România. În lipsa unei oferte moderne de politici publice, de funcționare instituțională internă bazată pe performanță, loialitate și meritocrație, generațiile noi
Cetățenii activi care se raportează la alte referințe își vor modifica opțiunile și se vor îndepărta de PNL. De asemenea, Dan Motreanu i-a criticat dur pe cei din conducerea PNL, despre care spune că au avut rezultate slabe la alegeri și că reprezintă un model al eșecului. Nu este normal să avem în conducerea națională a PNL oameni care nu au fost confirmați de votul cetățenilor în propriile județe. Cum nu este normal ca vicepreședintele regional să nu provină din prima sau a doua dintre cele mai performante filiale ale regiunii? Ce model poate reprezenta pentru celelalte organizații altul decât al eșecului și al combinagiilor? Ce înseamnă echipa câștigătoare atunci? Pe cine au învins? Câștigă în disputa cu colegilor mai buni din filiale precum Giurgiu, considerat fiefroșu, sau câștigători consacrați în numeroase bătălii precum Caraș-Severin sau Bihor? Se clamează democrația și meritocrația și nu le practicăm în propriul partid? A scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook. În plus, liberalul vorbește și despre faptul că funcțiile importante din partid nu mai sunt acordate celor care merită, ci doar membrilor care fac pe plac șefilor. Cu regret spun că în urma fuziunii am luat și ce este mai rău de la cele două partide. De la fostul PDL am luat vasalitatea față de șef, președintele partidului, faptul că îi se permite orice, chiar și când acesta ia decizii controversate, lipsa spiritului critic, punerea la îndoială și dezbaterea unor decizii, caracteristica politicii de gașcă, toate atât de străine de spiritul PNL și de cel al unei organizații democratice. Un partid în care loialitatea se manifestă față de persoană și din ce în ce mai puțin față de principii, valori, reguli și care se plasează departe de electorat, nu este pe un drum bun. De la vechiul PNL am luat lipsa de apreciere a performanței electorale, mentalitatea de partid balama, lipsa evaluării rezultatelor filialelor, mulțumite să fie în planul 2. Unii șefi de filiale cred sincer că dacă nu curge, pică. Și nu îi deranjează dacă pierdem alegători. Ei speră că șeful îi va pune pe primul loc în județul lor, chiar dacă suntem mai mici.